venim în Italia, în compania lui Federico Fellini și poate ultimul său mare film, Amarcord. Amarcord este un cuvânt inventat dintr-un dialect pe care Fellini l-a inventat ca să se simtă mai aproape de patria sa, Italia. Și în acest dialect inventat de Federico Fellini, Amarcord înseamnă îmi amintesc. Pentru că filmul este o serie de amintiri pe care Fellini le-a trăit la începutul secolului 20, în sătucul de lângă Rimini, de lângă orașul Rimini, acolo unde a crescut și unde a copilărit până când în momentul când a mers la facultate în Roma. Spuneam că este ultimul lui film mare, în sensul în care Federico Fellini a avut trei perioade în filmografia sa. Ca orice regizor italian care se respectă, a început în neorealismul italian în anii 40-50, avându-i ca profesor și ca maestri pe Roberto Rossellini și pe Rufino Visconti. Și el și Antonioni și Pasolini și Bertolucci au început în acea perioadă. Din această perioadă se remarcă La Strada, Noti di Cabiria, Viteloni și toate filmele acestea. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați văzut La Strada și știți stilul acela realist, chiar dur pe alocuri de prezentare a situațiilor și a lucrurilor. Perioada sa cea mai prolifică însă a fost a doua porțiune a carierei sale, adică anii 60, anii 70, când în sfârșit s-a desprins de eticheta neorealismului care i-a fost atribuită și și-a creat propriul lui stil. Haideți, vă rog. Stilul său este caracterizat astăzi ca felinian, pentru că a fost unic în viziunea multora, dar ca să încercăm să-l încadrăm undeva, stilul felinian este cam ceea ce în literatură înseamnă realism magic, adică Gabriel García Márquez, Moyan și așa mai departe. Pentru că, exact cum îi spune numele, a îmbinat povești reale, personaje reale, cu situații fantastice, situații scene de vis, situații foarte puțin probabile să se întâmple, inserate în niște povești cât se poate de reale.